Slavă lui Dumnezeu, stai în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților, stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Citesc direct Proverbe 18, versetul 21. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Înainte să continui a doua parte a versetului care mă interesează, aș vrea repede să observ un lucru. Biblia nu zice viața și moarte sunt în la puterea limbii. Zice moartea și viața. Această ordine este pus din anumite motive. Din anumite motive, dar hai să-ți dau doar unul. De multe ori, limba noastră e mai predispusă să vorbească moartea decât să vorbească viața. Limba e mult mai predispusă să mărturisească problemele, ce nu funcționează, decât să vorbească despre potențialul de victorie, de izbândă, de lucruri bune care se pot întâmpla. Din păcate, majoritatea oamenilor au tendință ca limba lor să vorbească moarte, nu viață. Și aș vrea să spun un lucru aici. Biblia vorbește foarte clar, atât în Vechiul Testament cât în Noul Testament, de importanța cuvintelor. Acum, nu mă interesează ce zice New Age sau gândirea pozitivă. Dacă New Age sau gândirea pozitivă ia un lucru din Biblie și îl aplică în trainingurile lor, în cursurile lor, nu schimbă adevărul biblic. Sunt lucruri care sunt în Scriptură. Pentru că sunt copii al lui Dumnezeu, când se vorbește de astfel de lucruri, zic, dar stai un pic. Seamănă un pic cu New Age, puterea gândurilor, puterea cuvintelor, seamănă cu curentul gândire pozitiv. Nu mă interesează ce seamănă. Dacă ei au luat ce este în Scriptură și apoi au adăugat alte lucruri, eu nu s-a las ce este în Scriptură pentru că alții s-au inspirat ce e din Scriptură. Asta trebuie să înțelegi. Nu pentru că sunt curente care nu sunt creștine, care la un moment dat vor spune exact același lucru, cât de important sunt gândurile, cât de important sunt cuvintele. Nu din cauza asta voi renunța la învățătura Scripturii. Aici trebuie să fim foarte atenți. Că prea mult întâlnesc că când anumite teme sunt abordate, pe asta seamănă cu. Pe nu mă interesează dacă ei au luat principiile biblice. Și te uiți la oameni care aplică aceste principii, viața lor se schimbă, chiar dacă nu sunt creștini. Pentru că principiile sunt principii. Nu se uită la fața omului. Ai semănat aici, nu știu, cartofi sau roșii, nici sămânță, nici pământul se uită la tine. Stai un pic, ești creștin? Că dacă nu ești, nu o să cresc. Nu există așa ceva. Dacă păgânul se duce și seamănă și între timp creștinul doarme, păgânul va vedea cum crește. Și nu pentru că creștin e creștin și n-a semănat nimic și doarme și pur și simplu o să apare așa instant. Dar uneori, asta e modul de gândire. Biblia vorbește foarte clar, chiar și Domnul Iisus vorbește foarte clar de puterea cuvintelor. Știi că nu trebuie să-ți fie frică de astfel de subiecte. Ah!
stai un pic, trebuie să avem grijă, trebuie să avem grijă. Să am grijă de ce? Dacă Biblia zice asta, de ce să am grijă? Să am grijă că alții iau principiile, sunt destul de înțelepte să ia anumite principii ale lui Dumnezeu, să le aplice, să aibă viețile lor transformate și eu să mă sperii de acele principii pentru că l-au folosit unii care nu sunt creștini. Atunci, de ce creștini când sunt bolnavi se mai duc la spital? Toți doctorii din spital sunt creștini. Se duc și întreabă, nu, doctor, înainte să mă consultați, vreau să știu, sunteți copii al lui Dumnezeu? Că vreau să știu. Nu contează asta, pentru că știi, omul ăsta, dacă a învățat principiile cum funcționează trupul tău, nu contează că e creștin sau nu, te poate ajuta. Știe despre trupul tău lucruri care nu le știi. Nu, vorbesc așa pentru că mă obosesc așa, tot timpul când anumite zic, să avem grijă, să avem grijă, deși sunt în Scriptură. Viața și moarte sunt la puterea limbii. Nu eu am scris asta. Nu eram născut când s-a scris asta. De fapt, am zis greșit, nu viața. Biblia zice moarte și viață. Suntem prea mult dispus să vorbim moartea cu limba noastră. Și dacă te duci în cartea lui Iacov, când vorbește despre limba, exact despre asta vorbește. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Un alt lucru care vreau să observ aici este același organ. Dar același organ are potențialul de moarte și potențialul de viață. Și asta este o realitate. Exact același Evanghelie care te-a mântuit. Știi că exact același Evanghelie a condamnat? Domnul Iisus zice, mergeți pe propovăduit Evanghelie. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Exact același Evanghelie. Care aduce mântuire, aduce și osândire. Depinde de atitudinea fiecăruia vis-a-vis de aceeași Evanghelie. Deci același limbă are potențialul morții și are potențialul vieții. Foarte important. Unii ar trebui să zici, am tot folosit limba asta să dau puterea morții. Hai să încerc să folosesc limba asta pentru viață. Și să nu crezi că pentru că suntem creștini, automat limba noastră vorbește viață. Altfel, Iacov nu ar fi scris ce a scris acolo. Ai. Domnul Iisus spune așa, dar nu vreau să mă duc acolo. Dar repede nu doar menționez, fără să merg prea departe acolo. Domnul Iisus spune așa, ok. Hai să mergem undeva. Că sunt alte texte unde vorbește de puterea cuvintelor, dar hai să-ți arate ceva. Versetul 17, Marcu 16 cu 17. Iată semnele care vor însuți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi. Vor vorbi limbi noi. Limbi noi. Nu vreau să merg prea în detaliu aici, dar este clar că cuvintele sunt importante. De aceea, noua creatură trebuie să aibă și un nou limbaj. Dar nu merg prea departe aici, doar hai să ne întoarcem la proverbe. Deci, moarte și viață sunt în puterea limbii. Și acum a doua parte. Aici, de fapt, vreau să ajung. Dar vezi, de multe ori îmi trebuie timp ca să ajung unde trebuie să ajung. Și de ce? Pentru că încerc cât de mult să fiu înțeles corect. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. Ok, despre cine e vorba aici?
oricine o iubește, oricine o iubește, pe înainte să vorbiți de moarte și viață și de limbă, viață, moarte, în puterea limbii, oricine iubește, îi va mânca roadele. Aici e vorba de limbă. Pentru că vom vedea în alte texte ale Scripturii că ce spune gura se mai numește roada limbii sau roada gurii. Cine iubește, cine iubește, cine are grijă, cine este atent, cu limba lui va mânca roadele. Aș vrea să înțelegi, ok, poți să-l înțelegi în multe feluri, acel cum poți să zici cine iubește limba va mânca roadele, fie roadele pozitive, fie roadele negative, sau poți să te gândești, o va mânca roadele, se referă doar cel care o iubește și își folosește limba corect și va mânca roadele. Poți să înțelegi în multe feluri, dar punctul meu acum, în concluzie, este să înțelegem că cuvintele noastre nu doar le spunem, le și mâncăm. Și îți voi arăta asta în Scriptură. Cuvintele noastre nu doar le spunem. Cine o iubește, îi va mânca roadele. Deci aș vrea să înțelegi un lucru, că cuvintele care le spui nu sunt doar cuvinte, sunt și o mâncare pentru tine. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. Roadele gurii, cuvintele, sunt o mâncare. O să vedem asta în Scriptură. Dar de ce este important să înțelegem asta? Pentru că, la fel cum înger spune la soția lui Manoa, la mama lui Samson, ai grijă de ce mănânci, pentru că viața care Dumnezeu creează în tine, ai grijă să nu mănânci orice, pentru că ce mănânci tu va fi rană acele vieți. Deci nu mânca nimic care să afecteze negativ. Una din rană, rană, nu? Cum zici? Rană cu H, care de multe ori nu-l pronunț. Da? Una din rană care vrei, nu vrei, o mănânci tu și viața care este în tine pusă de Dumnezeu. Sunt cuvintele tale. Ai, 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 ai. Vrei, nu vrei, cuvintele tale sunt o mâncare care o mănânci. Pentru că când vorbești, ei, 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 cuvintele tale nu se duc doar la urechii celorlalți. Cad mai întâi în urechile tale. Ce spui, cade mai întâi în urechile ta. Deci Dumnezeu ne-a creat într-un fel, când tu vorbești, auzi ce spui. Dacă vorbești moartea, nu doar ai afectat pe celălalt, și urechile tale au auzit ce ai zis. Acum, unele lucruri poate nu-ți pasă pe tine. Poate nu te afectează pe tine. Dar aș vrea să înțelegi că unele lucruri afectează viața care este în tine. La fel ca o mamă care poartă un copil, poartă viața, sunt unele lucruri care le poate mânca, nu o afectează pe ea. Dar anumite lucruri care nu afectează pe ea devine o problemă pentru viața care poartă. Sunt anumite lucruri, anumite cuvinte, anumite limbaj, anumite mod de a vorbi, care nu ne afectează. De ce? N-am obișnuit cu ele. Dar ceea ce uităm
este că viața din nou mănâncă aceste lucruri și viața din nou din Dumnezeu nu este obișnuit cu asta. Dacă nu ne afectează pe noi, afectează viața din noi. Hei, ei, 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 ei. Alalalalala, nu știu cum să zic asta. Nu știu cum să-ți spun asta. N-am obișnuit cu anumite lucruri. Și nu e o problemă pentru noi, dar pentru viața din Dumnezeu. Viața nouă care face din nou fapturi noi. Anumite lucruri sunt o problemă. Anumite cuvinte sunt o problemă. Ai, 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 ai. Există un om care se numea Zacharie. Zacharie în franceză. Hai să... să mă uit. Zaharia sau... în limba română. Zaharia. Așa, Zaharia. Zaharia, ca s-a trăit cu Elizabeth, similar cu ce s-a întâmplat de familia lui Samson, unde nașterea lui Samson e anunțat de un înger. Și ei, nașterea este anunțat de un înger. Nașterea lui Ioan Botezatorul. Și înger zice, îi spune ce îi zice și Zahar îi zice, cum o să se întâmple asta? La versetul 19, răspunsul lui îngerul, drept răspuns îngerul i-a zis, eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc aceste veste bune. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri. Aș vrea să-ți arăt un lucru aici. Versetul 18, Zaharia a zis îngerului, din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă. Ce a zis Zaharia? Cuvintele lui pentru oamenii sunt cuvinte pline de înțelepciune. Toată omenirea o să-l aplaudăm pe Zaharia. Dacă nu știam ce se întâmplă după, zic, da, Zaharia, ești înțelept. Chiar că ești înaintat în vârstă. Da, întreabă-l că totuși, hey, foarte frumos ce îmi spui, dar eu și soția suntem înaintat în vârstă. De ce a zis, omenește vorbind, nu era o problemă. Pentru cel care stata în prezența lui Dumnezeu, hei! Reacția lui Gavril ți arată că ce era natural de spus pentru un om. Pentru cel care venea de la tronul lui Dumnezeu, care nu era obișnuit cu astfel de limbaj, era o ofensă. Și reacția lui a fost imediată. Pentru că nu ai crezut ce am zis. Vei rămâne mut până se vor întâmpla lucrul acesta. Și aici aș mai zice ceva, dar... ai, 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 ai. Aș mai zice ceva, dar o să ridice dezbaterea. Dar poate în alt context o să povestesc. Hai să mă opresc aici. Deci, ceea ce e natural pentru noi de spus, la ce vine din partea lui Dumnezeu, poate să fie ofensă. Acum, Gavril sta înaintea lui Dumnezeu, e ofensă cu statură matură. Ți-am explicat că când noi primim viața din partea lui Dumnezeu, nu este în statură matură. E în statură, îmi vine să zic, de embrion, de ceva care trebuie să se dezvolte. Deci este încă fragil. Ai fi șocat dacă Dumnezeu ți-a arătat că sursa unor lucruri care le trăiești acum sunt anumite cuvinte care le-ai zis în trecutul tău. Știu că mulți nu o să credeți, dar mai trăiți un pic și o să vedeți cum e. Pentru că dacă Biblia zice cine o iubește va mânca roadele,
Biblia nu zice asta degeaba. Nu degeaba Biblia zice moarte și viață la puterea limbii. Sunt anumite lucruri care personal le-am trăit și cu ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu a putut să-mi arate. Ți amintești când ai spus asta? Exact asta mănânci acum. Du-te în viața poporului evreu. Ok, o să mă opresc, că deja am înaintat în timp. Du-te în viața poporului evreu. Au mâncat cuvintele lor. Ce Dumnezeu vrea să facă din ei, vă scoți în denit, intrat în țara făgăduită. Majoritatea au murit în pustie. De ce? Din cauza cuvintele lor. Au murit în pustie, nu pentru că s-au dus în discotecă, nu pentru că s-au dus la droguri, nu pentru că s-au dus știu ce. Nu. Au murit în pustie. N-au ajuns unde trebuia să ajungă. Din cauza cuvintele lor. Pentru că Dumnezeu le-a zis, ah, exact cum ați vorbit în urechile mele, exact așa o să vă fac. Trupurile voastre o să cadă mort în acest pustie. Și așa mi s-a întâmplat. Au mâncat din cuvintele lor. Și aceste lucruri sunt scrise pentru învățătura noastră. Nu mărturisi problemele. Nu mărturisi dificultățile. Nu mărturisi trecutul. Era mai bine în Egipt. Ah, de ce n-ai adus aici? Ah, sunt probleme. Ah, nu știu ce. Ah, sunt uriași. O să ne omoare. Iosua și Caleb. Nu, dacă Dumnezeu e cu noi. Limba lor, vorba, viața. Dacă Dumnezeu e cu noi, o să-i batem. N-au nicio scăpare. Dar erau doar doi. Și se pare că procentul nu s-a schimbat. Erau doi care ziceau ce trebuia. Celalți 10. Nu putem. Celalți 10 raționament omenesc. Nu, sunt uriași, sunt cetăți fortificate. Nu putem, raționament omenesc. De aceea nu-mi place Evanghelia care poate funcționa doar cu puterile omenesc. Am nevoie să văd supranatural, ca să știu că Dumnezeu este implicat. Nu doar oameni. Cu raționamentul lor limitat. Și nu înțeleg că Dumnezeu nu e limitat de ce ne limitează pe noi. Ah, nu putem. Și au adus motive reale. Și din nou, poporul, exact același obicei, marturisesc, da, o să murim, o să cadem în pustie. Ah, de ce nu ne-ai lăsat? Ah, bun, gata, bun. De mult ați zis asta. Exact ce ați spus, asta o să trăiți. E scris în Scriptura, frate. Asta nu e New Age. Asta nu e gândirea pozitivă. Asta e cuvântul lui Dumnezeu. Acum, dacă alții au fost un pic înțelepți și au vrut să ia din înțelepciunea cuvântul lui Dumnezeu, bravo lor! Și există anumite care pot să le testezi ușor. Otarește-te timp de 40 de zile să nu mărturisești cu gura ta nimic negativ. Pentru unii va trebui mai întâi rugăciune ca să se întâmple, că limba e prea obișnuit să spună lucruri negative. Dar e ok. Dar apoi trăiește acele 40 de zile unde cuvântul tău, gura ta rostește doar viața. Apoi să vezi. Hai să văd. Chiar e o schimbare. Chiar e ceva diferit. Singur o să-ți dai seama. Nici n-ai nevoie să-mi spui că știu că am experimentat. Și știu ce zice Scriptura. Dar oamenii le place să argumenteze. Nu. De ce? Pentru că preferă să sta în ceea ce sunt obișnuit. Vrei, nu vrei. Mănânci ceea ce vorbești. Cu cât mai repede îți dai seama de asta, iei otăririle potrivite, o să fie bine. Mergi acest lucru. Sunt lucruri care o să treci prin, neplăcute, și nu o să fie diavolul. Nu o să fie, a, Dumnezeu mă trece aici. Nu. O să fie, mănânci roada cuvintelor tale. Hai să mă opresc aici.
Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Să folosim partea asta, limba care dă viață, că avem nevoie. Și nu uita, ce nu te afectează pe tine, poate afecta ce vine din Dumnezeu și se dezvoltă în tine. Dumnezeu să te binecuvânteze.